Bun găsit, stimați prieteni, la proces verbal, o spune Bogdan Enache. Invitatul meu de astăzi este domnul Emil Drăgănescu, subprefectul județului Prahova. Bine ați venit, domnule subprefect. Bine v-am găsit, bună ziua. Și spungurile rele, candidatul PSD la primăria Ploiești, spuneți-mi, vă rog, dacă veți candida, care este situația, care este adevărul? Haideți să nu le spunem gurile rele și să le spunem... Gurile bune atunci, nu, cum să nu, le nu. Spunem? Gurile necunoscătoare. Ok. Este o informație falsă, nu voi fi candidatul PSD la primăria municipiului Ploiești. Cu subiect și predicat și semnul exclamării la final? Da, și cu precizarea că astăzi Emil Drăgănescu nu este candidatul PSD la primăria Ploiești și sunt convins că nici la anul. Deci nici mâine nu veți fi? Nu. Excludeți o eventuală candidatură ca să eliminăm? În acest moment exclud o eventuală candidatură. Acum, poate peste 5 ani sau peste 8 ani discutăm, 9 ani discutăm altfel. Dar... De ce nu doriți să candidați? Figurați în sondajele de opinie, să cred că gurile necunoscătoare, ca să le spun cum a spus dumneavoastră, se bazează pe faptul că figurați în tot felul de sondaje de opinie, numele dumneavoastră apare, au început cu spardere să facă sondaje de opinie, Emil Drăgănescu în sus, Emil Drăgănescu în jos, ca atare această variantă, adică nu sunt gurile necunoscătoare, zic, domne, uite, Emil Drăgă, subprefectul județului Prahova figurează acolo, la intenție de vot. La cât mă pricep la politică, unde sunt mai nou intrat așa, la cât mă pricep la administrație, aș zice să împărțim propoziția dumneavoastră în două, cu Emil Drăgănescu în jos. Am înțeles. Pe de altă parte, PSD are candidat. Aici, la proces verbal, domnul Andrei Bolosvic a anunțat că va cădea din partea PSD. Actualul președinte al PSD Prahova, domnul Nanu, și prefect în același timp a confirmat. Adică lucrurile par clare la PSD. Domnul Mihai Apostolache spunea, domne, nu e nimic sigur. Alte guri spun, nu e nimic sigur. Noastră cum vedeți situația și vă întreb aici dacă vreți și din punct de vedere politic. Sunteți un fin observator, aveți experiență, lucrați în administrația publică locală de mult timp, de zeci de ani, așa nu sunteți un necunoscător. Cred că nerăbdarea opiniei publice va fi curmată într-un timp relativ scurt, când sunt convins că președintele PSD Prahova va anunța cu subiect și predicat, ca să vă citez, opțiunile partidului atât pentru județ cât și pentru Ploiești. Vă dați seama, acum ați aruncat mai mult, a spus gaz pe foc, cum se spune. Nu, pentru nu, Ploiești, nu. E o certitudine sau nu? Din ceea ce știți dumneavoastră. Din ceea ce știu eu, pentru Ploiești numele Andrei Volosevici este o certitudine, dar pentru că sunt un om de echipă și disciplinat, prefer ca informația oficială să o dea președintele partidului. La Consiliul Județean, credeți că va fi... Cum vedeți lupta? Încă dumneavoastră nu sunteți implicat într-un procent semnificativ în lumea politică. Ați preferat să rămâneți pe partea administrativă, la prefectură, mai mult. Dar opinii cu siguranță aveți și auziți tot felul de lucruri, adică nu sunteți în afara jocului. Da. Cred că în momentul de față se ascut săbile, da? Ușor, ușor au fost scoase din teacă, ca să folosesc o metaforă, și în momentul în care cei mai buni spadasini vor fi identificați, vom porni la luptă. PSD și PNL vor juca în aceeași echipă? Sunt mult prea... sau hai să nu mă refer la persoana mea, este mult prea devreme să vorbim de acest lucru, iar aceste aspecte în general se decid la un nivel mai înalt, politic mă refer. O ultimă întrebare, sper să nu mă fentați. Puteți și mai multe. Puteți și spuneți-mi, vă rog, se tot vorbește despre situația Ploieștiului, care din punct de vedere financiar, cu siguranță se află într-o situație extrem de grea. Care este opinia ploieșteanului din Emil Drăgănescu? Apropo de Ploiești, anul 2023, problemele care se confruntă și așa mai departe. Este destul de greu să am o părere obiectivă, deși sunt o persoană care nu cred că trec 2-3 zile să nu fac 10-12 km pe jos prin oraș. Serios? Da. Merg foarte, foarte mult. Cred că lumea sau cei care mă cunosc pot confirma. Nu aș vrea să mă pronunț, pentru că nu cunosc în detaliu situația financiară a Ploieștiului, dar vreau să vă
povestesc o întâmplare. De acum aproximativ 6-7 luni, când mie, ca și locatar al unui apartament din Ploiești, conectat la rețeaua de termoficare publică, mi se dădeau sfaturi: bagă-ți, te rog frumos, centrală proprie, pentru că nu o să mai ai apă caldă și căldură. Și atunci, chiar în emisiuni în care am fost invitat, am spus: în momentul în care un oraș ca Ploieștiu eșuează într-un astfel de serviciu public, înseamnă că suntem jos de tot, pentru că eu nu credeam că o să eșuăm. Și atunci, astăzi, pot să spun că această situație, cea a termoficării, și atenție, mă refer la ceea ce înseamnă partea de funcționare, ce ne interesează pe noi, prefectura, ceea ce înseamnă partea de distribuție, angajații și așa mai departe, serviciul în sine, nu finanțarea lui sau de unde vin banii, este rezolvată. Și atunci trebuie să identificăm ce își doresc oamenii, ce așteptări au de la oraș, și sunt convins că candidații de la toate partidele vor putea să ofere aceste lucruri. Nu vi se pare totuși, încerc să mă ferezi de cuvinte grele, nu vi se pare totuși ciudat că în 2022 în Ploiești s-a rămas fără apă caldă și căldură, că iată, în 2023 nu există, acum cel puțin, subvenție la... De asta vorbeam despre situația grea din punct de financiară a primăriei. Nu există subvenție pentru apă caldă în Ploiești, adică celelalte, există multe municipii care se dezvoltă, care au tot felul de proiecte, ceea ce ne dorim și noi, adică ploieștenii. Cum, nu vi se pare ciudat, nu vi se pare trist, nu vi se pare... Haideți că nu mai vreau să continui. Știți că... ce mi se pare trist și ciudat? Vă rog. Mi se pare ciudat că s-a ajuns la acea situație cu termoficarea. Mi se pare meritoriu pentru unii care au intervenit și au rezolvat-o. Mă referiți la domn prefect aici? Mă refer la o echipă întreagă, nu mă refer la o persoană. Mi se pare trist că în capitala României sunt oameni care nu au căldură de câțiva ani. Mă refer la București. Și atunci, hai să vedem, hai să uităm la Cluj. Hai să vedem și bila asta albă. Dar Clujul de ce nu ne uităm? Iar, păi haideți să vă spun de ce. Pentru că, spre deosebire de Ploiești, Clujul nu a fost teatru unor războaie politice care au avut ca victime cetățenii de rând, pe mine, ca locatar la bloc, pe dumneavoastră, când a fost problema deșeurilor, și mi se pare absurd ca numai de dragul de a îngropa anumiți oameni politici să existe acest război. Eu vă spun așa, că dacă viața mă va duce să fiu consilier local în Ploiești sau consilier județean vreodată, indiferent ce mi se va spune, eu voi vota numai în interesul oamenilor, indiferent ce spune partidul. Cu riscul de a vă da afară, nu, indiferent ce vă spune, că vă da afară, nu vă spune. Vreți să vă spun ceva? Uitați-vă în decursul timpului, și aici eu nu vorbesc de PSD, că am ales eu PSD-ul. Uitați-vă în decursul timpului câți consilieri locali sau județeni PSD au fost dați afară pentru că nu au votat anumite proiecte, și o să vedeți că sunt situații foarte, foarte rare, pentru că în general noi am încercat să mergem pe ce, dorește lumea. Acolo a fost o cu totul altă problemă. Mi-a zis ca mingea la fileu, dumneavoastră ați... Da, da, da. Acolo a fost o cu totul altă problemă. A fost o decizie care s-a luat într-un birou politic județean în unanimitate. Și încă o dată, nu aș vrea să, pentru a nu crea nici speculații, nici a trezi anumite lucruri îngropate, când vorbești de un birou politic, când vorbești de o majoritate pe o anumită decizie, nu cred că rămâne loc de sau... Păi noastră spuneați, domnule, dacă aș fi consilier, eu, când, dacă voi fi vreodată, o să votez... Vă citez cum... doar punctul meu de vedere, da? Cu subiectul acela, și anume spitalul care ar fi trebuit construit... De acolo a pornit, da. Da. Eu și mă citez cu foarte mici diferențe. Am spus așa, domnule, noi ca partid, în momentul în care ni se pune pe masă un proiect de construire a unui spital... pe care
care se face sub mandatul unui primar PNL, pentru că Andrei, în momentul ăla, ca și acum, era încă primar PNL, cu un consiliu local clar majoritar PNL-USR, de ce noi ar trebui să ne opunem construirii unui spital pe care ni-l dorim cu toții, pentru că dacă ar fi fost ceva în neregulă la mijloc, răspund acei oameni care girează proiectul respectiv. Adică da, eu voi spune totdeauna, domnule, construim, dacă putem, un spital în Ploiești. Dar nu putem. Am pierdut un tren. Nu putem. Vorbim iarăși de o voință politică la momentul respectiv. Domnul Dragănescu, vă cunosc personal, noastră, sunteți un om... eu știu că empatizați foarte mult cu oamenii, la nivel personal. Adică noastră vă pasă. Dar ideea este că eu vorbeam și zilele trecute în emisiuni, domne, comunitatea, adică oamenii suferă din cauza unor războaie. Da, adică plăiește ce nu are foarte de ce mult. Nu are spital? Care e răspunsul dumneavoastră pe scurt? De ce sau părerea dumneavoastră? Pentru că actualul consiliu local, da, nu a putut să găsească acele portițe pentru ca un astfel de proiect să fie demarat în orașul nostru. Dumneavoastră trebuie să rețineți un lucru, că niciodată, și cine îmi cunoaște povestea din administrație și din politică, știe că eu niciodată nu vin să mă gulesc niște oameni. Dom'le, un proiect de această anvergură nu se poate face fără sprijinul Consiliului Local. Dați timpul înapoi și uitați-vă la stadionul din Ploiești. Dacă nu exista în momentul acela o dorință unică politică să se facă, nu se făcea stadionul și multe alte. În momentul de față, Ploieștiul a trenat din punctul meu de vedere pentru că onor Consiliul Local nu a reușit să găsească această cheie să treacă peste absolut orice. Că vorbim de orgolii, că vorbim de dureri din trecut, că vorbim de temeri de viitor politice, că pleacă nu știu ce candidat, da, nu știu unde, nu au reușit să... Pe care pleacă domnul Volosevici, actual membru PNL, la PSD. Asta este configurația politică a zilei. Dar cum vi se pare asta? Adică nu există un pact de neagresiune? Adică sunteți parteneri la București, asta vă întreb cum vi se pare. Oricum, vreau să vorbim un minut, două despre politică, dar văd că sunteți deschiși și ca atare profit. Acum, domnul Enache, faptul că un om își alege din diverse rațiuni o altă doctrină politică, să zicem, sau un alt traseu politic, ca să nu vorbim de doctrină, nu cred că ține neapărat de alianțe. Până la urmă suntem într-o democrație și dacă X vrea mâine să treacă de la PNL la PSD, nu cred că printr-o alianță se pot interzice astfel de lucruri. Vor urma sondaje în cadrul PSD? Adică mai urmează studii, mai urmează sondaje, mai faceți astea? Sau... Cu privire la ce? Cu privire la Consiliul Județean, la Primăria Ploiești, la viitoarele alegeri. Din cunoștințele mele, la Primăria Ploiești există deja un sondaj de opinie care... Bine, nu sunt jucătorii toți pe teren, este, da? Este destul de relevant. La Consiliul Județean, încă o dată vă repet, nu sunt în măsură să vă dau în momentul de față un răspuns. Cred că atâtea partide câte sunt, atâtea sondaje vor fi. Deci noastră spuneți, revenind, că Consiliul Local Ploiești a blocat proiectul cu spitalul, nu aș vrea să fiu atât de dur. Cred că nu a fost într-atât de perspicace ca să dezvolte proiecte mari pentru Ploiești. Încă o dată, cred că orgoliile trebuie lăsate la o parte în interesul cetățenilor. Sunt de acord 101%. Poate și eu în activitatea mea am avut anumite bătălii, fie politice, fie la nivel administrativ cu anumite persoane, dar niciodată nu cred că trebuie să pui aceste orgolii mai presus de interesul omului. Apropo de interesul omului, am vorbit și într-o emisiune cu primarul Andrei Volosevici, dar și cu alți oameni, inclusiv de la Consiliul Județean Prahova. Ca ploieștean vă întreb, domnule Emil Drăgănescu, domnule subprefect, spuneți-mi, vă rog, acel proiect, care cred că și el e politizat, acel proiect cu Parcul Municipal Vest, unde se dorea a se construi un patinoar, o sală polivalentă, da, și un bazin de not. Da.
la bazinul de Not Ploieștiu, având tradiție. Uh-huh. Ploieștenii neavând acum unde să mă ducă copiii. Știți foarte dureros, bine. Dureros, dureros. Știți foarte bine situația. Copii mici și știu. Bun. Acel proiect pentru ploieșteni, întreb, în interes public, fără, evident că ajungem la o discuție politică, mai are o hotărâre de Consiliul Local, după ce a Consiliului Județean, care a fost contestată de către prefectură, acum iar sunt, nu știu în ce fază se mai află, că trebuie, dacă am înțeles eu bine, trebuie despărțit terenul, dezmembrat, da? Sunt șanse ca în viitorul apropiat, următorii 2 ani, 3 ani, îndrăznesc și eu să vă întreb, domnule prefect, din punctul nostru de vedere, ceea ce știți, Ploieștiul să aibă, nu neapărat acolo, un bazin de not și un patinoar, hai să zici că sală polivalentă avem sala sporturilor. Tot mai avem ceva. Dar la bazin de not, campioana mondială Tamara Costache face zilnic naveta la Izvoran, cu puși de 10 ani, 11 ani, campion național. Da, este dureros, într-adevăr, este cumplit să nu ai un bazin de not. Referitor la, și numai un bazin de not, referitor la situația parcului municipal, aș vrea odată pentru totdeauna să vă explic cum e politizat subiectul din punctul nostru de vedere. Foarte politizat, foarte politizat. Adică domnul prefect, domnul Nanu, este și președintele PSD. La un moment dat există voci, iar trebuie să le spunem necunoscătoare, care spun, domne, vrea să blocheze de fapt Consiliul Județean. Am înțeles. Care este adevărul dumneavoastră? Haideți să vedeți întâi cum funcționează, pentru că oamenii trebuie să știe acest proces al analizării unor hotărâri de Consiliu Local. Că și de-aia vine supărarea pe Consiliu Local, nu numai pe ce vorbeam mai devreme. Dom'le, păi când ești acolo, tu, și nu acorzi credit persoanelor care sunt din aparatul de specialitate, nu de ieri, nu de alaltăieri, nu aduși, ci de foarte mulți ani. De ce să juridic și economic? Bineînțeles, de ce sau să la ce vă referiți? Bineînțeles, secretarul primăriei, juriștii din primăriei. Deci noi alimentăm niște teorii ale conspirației, că n-a vrut X, când situațiile sunt foarte simple. După ce această hotărâre de consiliu emisă, fie de consiliu local, fie de consiliu județean, ajunge în prefectură, dumneavoastră trebuie să înțelegeți cam cum se analizează ea. Există un secretar general al prefecturii, un șef serviciu juridic și o persoană sau mai multe, depinde de localitate, desemnată să analizeze de legalitate hotărârea respectivă. Ca prefectul sau subprefectul, în cazul meu că mă botezau unii că nu am semnat nu știu ce, eu nici măcar nu am în subordine acest serviciu juridic. Deci, ca cineva să influențeze, așa cum s-a sugerat, acest proces de analiză a legalității, ar trebui așa, să cheme secretarul, da, să facă în momentul ăla un mare trafic de influență, să cheme secretarul și să zic, te rog eu frumos, nu trebuie să o trecem, că știi, noi nu vrem bazin de not, așa. După care secretarul sau tot prefectul ar trebui să cheme șeful serviciului juridic, să băi, te rog frumos, plus, la final, omul care analizează de ani de zile, în speță de zeci de ani de zile, legalitatea pe proiect. Deci spuneți că ar trebui prea mulți oameni implicați și aproape e imposibil. Dom'le, noi am girat la prefectură legalitatea pentru că asta ne asigură nouă spatele din punct de vedere al liniștii. Nu poți să te duci acolo pentru o hotărâre să-ți riști libertatea, să te duci să dai cu subsemnatul. Oamenii au analizat și au găsit rând pe rând niște probleme pe care noi le-am dat înapoi. Și am văzut că n-au mai fost oamenii atât de vocali cum erau la început, că nu ne pricepem, că nu avem școală. Că vă puneți suntem, cu fundul în ușă, cum se spune. Că ne punem... Haideți să vă spun ceva. Să știți că toți ne dorim să conducem un Mercedes. Dar dacă nu avem posibilitatea să-l luăm, să știți că dacă îl furăm sau dacă... Rămâne dorința. Rămâne dorința. Haideți să facem lucrurile ca la carte. Și cu siguranță în momentul ăla ar trebui să se miște. Și încă o dată vă spun și revin la ce am afirmat mai devreme. Ăsta este tipul de proiect în care conlucrarea și simbioza dintre autoritățile locale
duc la rezolvare. Și v-am spus dumneavoastră în emisiune, fă dumne un parteneriat, fă ceva dacă vrei pentru oameni. De ce trebuie să alegi? Păi s-a făcut Consiliul Local, Consiliul Județean. Trebuie și primarul, nu? Vă întreb. În absolut toate deciziile de la nivelul autorităților locale sunt implicați acești doi factori, legislativul și executivul. Da? Trebuie ca cineva să pună în practică ceea ce se hotărăște. Da, acel executiv este sprijinit de niște specialiști. Spuneți-mi, vă rog, aici vreau să ajungem, că ați menționat-o prima dată, mi se pare extrem de important. Spuneați, domne, departamentul juridic mai ales, că economicul nu are treabă cu legalitatea. Juridicul din cadrul primăriei Ploiești, din punctul dumneavoastră de vedere, haideți că nu vreau să influențez răspunsul. Care este opinia dumneavoastră despre departamentul juridic? Încă eu știu așa, dacă se face o hotărâre care primește avizul, sau nu, dacă primește avizul înseamnă că e legal, fiindcă oamenii aceia de-aia sunt plătiți, că sunt juriști. Nu? Vă întrebăresc în general și la dumneavoastră la fel, la prefectură. Domnule, te plătești să fii jurist, nu să... Corect. Nu are oameni competenți? Sau care este explicația pentru care hotărâri de Consiliu? Nu se ține cont de părerea lor. Este foarte simplu. În momentul în care dacă mie secretarul general al prefecturii nu îmi semnează o adresă, păi, hârtia aia nu este din instituție, eu nu dau la o parte. Nu mergeți mai departe. Eu nu dau la o parte și am semnat doar eu, pentru că el e specialistul. Dacă tu, Consiliul, onor Consiliul Local, te-ai întâlnit cu o viză de nelegalitate, da? Sau nu ți-a dat viza de legalitate secretarul, de ce trebuie să sari în secunda 2 și să acuzi omul ăla, care, culmea, că-l și cunosc, că am lucrat ani de zile cu el și este un profesionist, de ce trebuie să-l acuzi pe omul ăla? În loc să-ți remediezi, să-l asculți, să vezi despre ce este vorba, aici e problema. Deci gândiți-vă în ce situație suntem noi dacă ne vine un document de la o primărie, nu vorbim de Ploiești, fără viza de legalitate a secretarului. Din prima pare așa, domnule, e o problemă. Adică este o problemă. Din prima este o mare problemă, pentru că atunci sunt două variante. Omul ăla nu a dat-o, fie că așa consideră, fie că are alte probleme, alte interese. Ori în cazul ăsta este exclus. După dezmembrare, sunt șanse să înceapă proiectul ăsta din punctul nostru? Nu știu. Noi încă o dată, și prefectul a spus-o foarte clar. Domnule, noi nu ne opunem unui astfel de proiect. Este ilogic să te opui astfel de, mai ales că suntem și oameni politici, mai ales că dacă ar vrea să-l speculăm în favoarea noastră, l-am speculat. Uite, prefectura a dat drumul la una. Nu, noi respectăm doar legea și eu cred că din 2024 sunt șanse foarte mari ca Ploieștiu să aibă proiecte frumoase. Sunt convins de treaba asta. Vă rog, dezvoltați, că e o veste bună, stați. Da, vom avea nu ne lăsați așa. Vom avea majoritate în Consiliul Local și nu vom mai stopa proiecte importante pentru Ploiești. E simplu. Cine? Noi PSD? Da. Sau noi PSD împreună cu colegii din PNL? Da, eu mă refer la partidul pe care îl reprezint. Credeți că în 2024 PSD va câștiga 14, dacă vor mai rămâne 27? Va câștiga majoritatea simplă? Va câștiga suficient cât împreună cu alți oameni de bună credință să dezvolte Ploieștiul. Care alți oameni de bună credință? Din Consiliul Local, alți consilieri. A, deci nu singur, nu credeți că poate câștiga? Nu știu, dar există această posibilitate. În momentul de față, în Ploiești sunt doi consilieri locali PSD, dintre care doar unul are susținere. Deci e unul de... Da. PSD-ul are unul. Da, da. De fapt, domnul Vâscan e singurul... Sigur că da. Așa că nu mai are sens să dezvoltăm acest subiect. Dar spuneți-mi, vă rog, de ce credeți că PSD-ul va câștiga majoritatea? De ce cred? Pentru că atunci când am fost funcționar public, m-am chinuit 10 ani pe anumite venituri și salarii și pe o guvernare social-democrată au crescut salariile, pentru că același lucru s-a întâmplat și cu profesorii, pentru că acest lucru s-a întâmplat și cu astea sunt de interes național. Și cu medicii, de acord. Și pentru că în Prahova și în Ploiești, sub conducerea unor oameni de stânga, au fost cam cele mai frumoase, chiar dacă unii nu vrem să le vedem, cam cele mai frumoase și trainice proiecte din județ. PSD are șanse mari să câștige Ploiești, o spuneți? La nivel de primar și de Consiliul Local să ia majoritatea? Așa spune nasul dumneavoastră? Sunt convins. Bun, sunteți, evident că sunteți subiectiv. Nu,
Nu, sunt convins, am date pentru care fac această afirmație. Ce-a fost, sondaje sau și ce? Mai știu ceva. Mai cunosc echipa alături de care sunt. Și știu că toți oamenii ăștia vor să facă ceva. Bun, despre Consiliul Țării a spus că lăsați pe domnul președinte Nanu să vorbească. Spuneți-mi, vă rog, haideți, că am închis această mare paranteză politică la Ploiești. Vorbeam într-o emisiune, acum la începutul anului, dacă nu mă înșel, domnule subprefect, vorbeam despre direcțiile deconcentrate și despre faptul că dumneavoastră, împreună cu domnul prefect, cu executivul prefecturii, ați dispus să sunteți într-o perioadă de evaluare a tuturor deconcentratelor. Adică, gardă de mediu, DSP, ca să înțeleagă lumea, toate direcțiile deconcentrate din județ sunt sub ordinea prefecturii. Spuneți-mi, prefectul fiind reprezentantul guvernului în teritoriu, spuneți-mi, vreau, dacă există, cu siguranță există, care sunt primele evaluări? Cu alte cuvinte, cine merită 10, cine merită schimbat? În primul rând, la întrebarea dumneavoastră, voi începe cu o și mai scurtă paranteză. Apropo de colaborarea între oamenii din administrație și oamenii politici, de câteva luni, în echipa prefecturii s-a alăturat un nou subprefect, se numește Marius Soare, este susținut de PNL, este funcționar public de carieră și vreau să vă spun că în echipa asta, prefect, doi subprefecți, doi roșii și unul galben, în momentul în care închidem ușa, fie când intrăm, fie când ieșim din clădire, noi lucrăm în interesul oamenilor. Deci este o colaborare extraordinară. Se poate. Ăsta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Dom'le, se poate. Da? Cum lucrăm acolo foarte bine PSD cu PNL, avem o instituție care merge extraordinar de bine. Am făcut față la toate împroșcările astea cu noroi, fără niciun fel de problemă, le-am dat jos pentru că nu puteau rămâne pe obrazul nostru, n-aveau cum. Așa considerați că au fost, că au încercat, s-a încercat? De foarte multe ori, sigur că da. Păi vedem acum că prefectul a mințit oamenii cu privire la nu știu ce... Adică la căldură. La nu știu ce... Când prefectul a rezolvat problema la momentul respectiv. Este incredibil ce se întâmplă. Vedem că prefectul nu știu ce a făcut pe termoficare, dar noi eram cu căștile în cap, fără să ne facem fotografii acolo. Fotografiile am făcut când am rezolvat problema, ca să știe de fapt oamenii cine a pus umărul și a mai pus umărul la această problemă. Vedem acum cu parcul municipal că prefectul nu știu ce. Să vă dau un exemplu. Colegul meu este amenințat. Există fel de fel de persoane care îl amenință și mă refer la persoane fizice, pentru că nu știu ce hotărâre nu a dat sau nu știu ce decizie nu a luat. Noi suntem tot timpul sub un stres, ne asumăm funcțiile pe care le avem, dar lumea trebuie să știe adevărul. Prefectul sau subprefecții fac asta și uite că la Prahova, la prefectură, există o echipă PNL-PSD care funcționează foarte bine. Oricum, de ce spuneți dumneavoastră, constat că, adică dumneavoastră credeți că există o campanie împotriva prefectului? Nu cred că e o campanie împotriva. Cred că anumite trusturi sau anumite ziare locale caută vinovați pentru că sunt rugați să caute vinovați. Altfel nu pot să-mi explic de ce eu uimire, și prefectul nu e vinovat, spuneți dumneavoastră. Cu uimire constat. Păi, cu ce ar putea fi vinovat prefectul care a deblocat o criză a termoficării? În fine, trecem peste și revenim la întrebarea dumneavoastră, că v-am promis că e paranteza scurtă. Am verificat aproape toate deconcentratele. Și timpurile și situațiile ne-au dus să le verificăm și ca urmare a unor evenimente nedorite la nivel național. Acele tragedii. Această supremație a noastră în ultimii ani la prefectură, într-adevăr a condus la anumite instituții deconcentrate sau la un rezultat al acțiunilor acestor instituții foarte bun. Ați văzut, am avut situația azilurilor.
Am dat drumul la controle în Prahova, am verificat la sânge tot, nu am găsit probleme deosebite. Dar n-ați închis niciun azil, da, în Prahova? Nu, nu. Ceea ce înseamnă, centre pentru bătrân, da. Ceea ce înseamnă că instituțiile noastre, de-a lungul timpului, fie că vorbim de AJPIS, fie că vorbim de, nu știu, OPC, DSP și așa mai departe, au trecut pe acolo și au preîntâmpinat. E imposibil să existe, cum exista în Ilfov, un centru în care bătrânii erau ținuți în condițiile astea. Nu avem. Din contră, vreau să vă spun că aveam astfel de unități care erau în proces de avizare, încă nu aveau absolut toate avizele. Ei puteau funcționa, dar încă nu aveau absolut toate avizele și care arătau extraordinar de bine. Doi, situația Crevedia. E adevărat. Stațiile GPL, da. Suntem într-un proces de control și verificare. Până acum a fost închisă vreo stație? Nu au fost, au fost anumite stații GPL care s-au auto-închis până să ajungă controlul. Și încă o dată vă spun, oamenii se și sperie în momentul în care apare toată această nebunie. Nici ei nu știu, bă, sunt în regulă, nu sunt în regulă. Până acum nu avem date care să ne arate că în județul nostru s-ar putea întâmpla așa ceva. Da, mă scuzați o clipă, o întrebare extrem de importantă, pe care se află pe buzele multor români. Dom'le, de ce într-o situație de criză, gen Crevedia sau gen centrele pentru bătrâni, atunci se acționează, se iese, începem controle, închidem, facem, dregem, durează totul 3 săptămâni, depinde de gravitate, durează 2, 3, 4 săptămâni, am uitat de subiect. Păi haideți să vă de spun. Scuzați-mă o clipă, de ce stațiile GPL, care prezintă adevărat un serviciu public, adică intră mulți oameni acolo, serviciu, e o firmă care se ocupă, da? De ce nu respectă întotdeauna? De ce instituțiile abilitatea statului nu controlează decât în mai abitir așa, decât în cazul unei tragedii? În România mă refer, nu în Prahova. Întrebați-i pe cei care procedează așa, pentru că noi la Prahova nu procedăm așa. La Prahova, cel puțin în mandatul ăsta al nostru, al meu și al domnului prefect, cât și în alea trecute pe care le-am avut la prefectură, în momentul în care apar astfel de situații, ia să vedeți dumneavoastră ce ne mândrim noi, că am fost cu un pas înaintea. Noi avem ordin de prefect acum 6-7 luni pe benzinării. Deci noi am controlat, am luat, ne e mult mai ușor acum. Pe școli, vă dau un exemplu, avem planul avizat, semnat, întocmit pentru siguranța elevilor în școli. Acum a apărut, într-adevăr, mulți colegi de-ai noștri în țară abia cu-l fac, că n-au știut. Desfășurăm campanii foarte clare, an de an, în ceea ce privește consumul de droguri. Asta vreau să vă întreb, următorul subiect. A luat amploare, arată datele, în România, consumul de droguri, foarte domnule mare, suprefect. Din datele pe care le aveți, care este situația în Prahova? Și fiindcă știți de ce vă întreb, există unități de învățământ despre, eu nu spun că e adevărat sau nu e adevărat, că nu am habar, despre care se spune, păi acolo se știe că elevii, da, inclusiv în Ploiești, domnule, se știe că la X, Y și Z, adică la un moment dat este ilegal, sunt copii cei mai mulți care nu au discernământ deocamdată, nu au habar cu adevărat ce e bine și ce e rău și care sunt niște victime. Care este situația în Prahova? Prahova din punctul este... de vedere, datele ce arată? Bun. Prahova este în urma marilor centre universitare, ca și consumatori. Statistic, încă stăm bine. Din păcate, situația este foarte clară. Un astfel de flagel nu poate fi stopat. E foarte greu să-l stopezi. Acum, dumneavoastră, vedeți cum sunt copiii, cât de liberi sunt, cât de ușor pleacă din mediul familial. Anturajul. Deci este foarte greu. E foarte greu să spui, domnule, Prahova, sau foarte ușor să spui, domnule, Prahova stă bine.
Dar eu nu știu câți dintre copiii noștri se drogează la București astăzi sau la mare, câți dintre tinerii noștri studenți consumă în campusul universitar din București sau de la Berna, mai știu eu de unde. Deci este foarte, e clar că ăsta nu poate fi controlat. E greu, e imposibil. Nu poate fi controlat 100%, bine? 100%, bineînțeles. Acum, rămâne responsabilitatea autorităților. Ce trebuie să faci, ce poți face. Nu pot intra în familie, e foarte greu să intru în familie, să conving părinții că trebuie să-și supravegheze copilul, că atunci când l-am lăsat în fața școlii, eu ca părinte, trebuie să fiu convins că fiul meu nu are două pastile în buzunar din față, o seringă în buzunarul din spate. Adică chestia asta să termină un pic această responsabilitate a statului în momentul când s-a închis ușa casei. Sunt de acord, dar datele arată că datele sunt îngrijorătoare, se constată o creștere. Datele sunt îngrijorătoare la nivel național, asta este evident, nu sunt semnificativ schimbate la nivelul județului Prahova. Vor începe, au început deja activități, mai că ați văzut că a început o campanie, domne, la, premierul a cerut. La nivelul județului nostru, în luna noiembrie 2022, a fost semnat, la câteva luni după ce am venit la prefectură, a fost semnat de către prefectul județului un ordin prin care a fost aprobat planul județean de combatere a consumului drogurilor. Acest plan aduce la oaltă toate instituțiile cu atribuții în domeniu, inspectoratul școlar, ANA, DICOT, poliție și așa mai departe. Și mai mult decât atât, în baza acestui plan, noi încercăm să desfășurăm fel de fel de campanii. În momentul de față suntem parteneri într-o astfel de campanie care sunt convins 100% că va avea succes, în care am adus Crucea Roșie, în care am adus Inspectoratul Școlar, Agenția Antidrog, Primăria, noi Prefectura, trusturi de care presă. Care explicați, bănuiesc. În care mai mult decât explicăm, încercăm și să conștientizeze. Știți că e foarte greu, adică este foarte pentru greu. E o dependență, da. Și pe semne că de fapt sursele acolo trebuie acționate astfel încât copiii sunt victime. E adevărat, nu sunt la asta nevinovate, dar e greu la 16-17 ani să știi ce e bine și ce e rău în viață. Da, e foarte greu. E foarte greu și de-aia câteodată poate e bine să ne luăm copiii de mână și să îi ducem într-un astfel de centru sau în apropierea lui, să vadă ce înseamnă. Revenind, vorbeați despre faptul că, apropo de crizele care au avut loc, de tragediile care au luat la nivel național, Prahova, în acele sectoare, a desfășurase deja activități de control și n-ați avut surprize. Care ar fi direcțiile de concentrate de a căror activitate nu sunteți mulțumiți? Sau nu există? Da. Nu pot să spun că există. Mi se pare că în Ploiești mai miroase, mai vorbeam noi, mi se pare că mai miroase? Nu pot să spun că este o nemulțumire într-atât de mare a mea sau a conducerii prefecturii vis-a-vis de anumite instituții de concentrate, încât să solicităm urgent schimbarea unui manager și așa mai departe. În Ploiești miroase, uneori pute, este adevărat, o simt și eu, o simțiți și dumneavoastră, numai că oamenii trebuie să știe cam cum funcționează acest control, verificare și a cui este responsabilitatea. Eu o să vă descriu pe scurt. Patria aurului negru nu putea să fie patria aurului negru fără să miroasă aur negru. Este o problemă care durează de foarte mult timp și va dura în Ploiești atâta timp cât aceste rafinării vor fi funcționale. Dar putem diminua? În general, imediat vă spun. În general, de aici vin. Vorbim de rafinării. Acum, la nivel județean și local, există
un plan, că tot vorbim de planuri, de monitorizare a acestei eventuale poluări. De mulți ani. De mulți ani. El s-a concretizat astfel în montarea de către anumite autorități locale a unor stații de măsurare a calității aerului și așa mai departe. Acum, în momentul în care o stație de aia nu minte, în momentul în care acele stații înregistrează depășiri care pot cauza pericol pentru sănătatea publică, intervin anumite autorități ale statului care vin. Și aici vorbim de APM, de Garda. Sunt de acord. Câte stații de astea există în Ploiești? Aveți idee? Aveți cunoștință? Da, de monitorizare. Da, sunt atâtea câte pot monitoriza în punctele importante. Atenție că sunt și în brazi, da, astfel de stații, pentru că vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori, dacă agentul poluator este situat în Ploiești, asta nu înseamnă că în locul ăla e cea mai mare poluare. Depinde foarte mult. Sunt suficiente cât să știm dacă o zi, două, trei, sănătatea noastră a fost pusă în pericol. Astfel de date nu pot fi niciodată ascunse. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect este cel al mirosului. Mirosul, într-adevăr, nu poate fi controlat în momentul de față. Când miroase, nu știm cât de mult suntem noi afectați din punct de vedere al sănătății. Dar dacă o luăm după statistici, după... În general, Prahova e pe locul întâi la cancer de colon, cancer cauzat de poluare. În primul rând de poluare. Dar știți ce vroiam? Mă abțin. Nu știu dacă dumneavoastră aveți... Dacă dumneavoastră, sunt date publice, evident. Dacă dumneavoastră aveți aceste date, că există o legătură directă între cancerul de colon și... Da. Eu chiar aș vrea să văd datele astea. Domnule suprefect, pe de altă parte, mizând pe faptul că sunt un om de bună credință și știu lucrul acesta, nu pot să nu critic public faptul că administrația Ploieștiului, cu precădere, de niciodată, după 1990, nu a făcut ceva pentru a diminua. Sunt de acord cu dumneavoastră, rafinăriile fac mult bine, dar fac și mult rău. Spre exemplu, o centură verde, pe principiul Vienei, a Ploieștiului, eu cred că trebuie și va trebui să existe. Da. Reducerea poluării traficului urban prin piste de biciclete. Absolut de acord. Prin a cumpărarea de autobuze electrice. Adică la un moment dat, absolut, eu nu spun că sunt de acord cu noastră, nu va dispărea poluarea. Dar să reducem poluarea e datoria noastră. Pentru noi, pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru cei care mai doresc să trăiască în acest oraș. Că zic că și populația Ploieștiului a scăzut. Mulți se refugiază. Este unul dintre motive. Și anume calitatea vieții. Știți care este paradoxul? Paradoxul este că e și un paradox, dar e și o realitate. Că prin acest plan de care vă vorbeam mai devreme, autoritățile locale impun poluatorului montarea, amplasarea, mă rog, în general, anumite investiții, în trend cu timpul, în trend cu invențiile și așa mai departe, da, care să diminueze această poluare. Aveți vreo situație? Există? Nu cred că are nimeni. Cum să nu existe? Bineînțeles că există. De la mari agenții economici, știți? Bineînțeles, mari poluatori. Da. Hai că poate câteodată e și nedrept să-i numești pe toți mari poluatori, pentru că cei mai mari poluatori de fapt suntem noi cu mașinile și cu... Asta e un alt subiect. Dar acești poluatori... Industriali au obligația să facă și raportează aceste investiții, filtrele, mă rog, nu sunt specialist, da, filtrele autorităților locale. Și de aia spun, ăsta primăriei sau ăsta și IPM-ului, Gazii de Mediu, Consiliului Județean, autorităților, sigur, și sunt convins că dumneavoastră, dacă cereți, și mi s-ar părea un subiect de presă și foarte mie, interesant, poate facem chiar o dezbatere pe acest subiect. Să cereți, domnule, vrem și noi să știm ce investiții a făcut, da, XYZ, da, în domeniu, și o să rămâneți surprins că oamenii ăia fac. Adică nu e chiar sat fără câini din punctul ăsta de vedere. Mai departe, că vorbim de acea centură verde, că vorbim de pistele de biciclete, că vorbim de plantări și așa mai departe, ne întoarcem la ce v-am spus mai devreme. Dacă tu vrei să plantezi un pom mâine și ăia care-s lângă tine și te legiferează nu-ți dau un leu nici pentru
pomola e o problemă. Vă referiți la Ploiești acum, că așa simt? Simt să cesc către Consiliul Local? Nu, mă refer acolo unde nu avem centuri, piste și... În Ploiești nu avem. Da? Spuneți-mi, vă rog. Faceți un exercițiu de... Simt că... Bine, ca să nu mai fiu subiectiv, vă rog frumos, duceți-vă în weekend în Cornu și plimbați-vă pe acolo. Duceți-vă, ca să vorbesc și de alte localități, în Berceni, duceți-vă în Păulești, duceți-vă în Blejoi, duceți-vă în foarte multe localități ale județului și o să vedeți că există. Omul a făcut și o pistă de bicicletă. Stați că nu. Da? Mergem în Sinaia. Mergem în Sinaia, sigur că da. Adică acolo... Bine, nu sunt piste în Sinaia, dar... Nu sunt piste, sunt vreo două piscine pentru două școli. Avem niște centuri verzi naturale foarte... Da, și bun, în primul rând e istoria acolo, dar dincolo de asta, proiectul administrației. Ultima întrebare, vă rog. Spuneți-mi, vă rog, vă simțiți mai mult funcționar public sau om politic? În momentul în care așa grea e, o schimb dacă în nu. Momentul în care am terminat acum câțiva ani niște cursuri de înalt funcționar public, a trebuit să fac o lucrare, cum sunt lucrările de diplomă, și lucrarea mea s-a intitulat în felul următor: de ce spun da ca funcția de prefect și subprefect să rămână funcție publică. Și spunea motivele pe care le aveam ca aceste funcții. Între timp a venit o guvernare, cred că putem să spunem, USR-PNL, care, dându-și seama, în special USR-ul, că nu are funcționari publici ca să-i aducă prefecți și subprefecți, a făcut următoarea mișcare politică, că a fost mișcare politică. A scos această obligație pe care o avea prefectul și subprefectul ca să fie funcționar public, înalt funcționar public, odată, și doi, pentru că nu se ajungeau, am mai înființat un post de subprefect. Da? Acum, eu sunt tipul de funcționar public de carieră, încă sunt funcționar public, că sunt suspendat din funcția mea și mă adaptez timpurilor. Cochetez cu politica din niște motive personale, pentru că vreau să demonstrez că se poate, dar sufletește și sentimental sunt mai aproape de funcția publică. Dacă îți dai seama că politicul vine peste funcția publică și o rostogolește și o umilește și vrea să desfințeze, vrea să dea oamenii afară, vrea să pe anumite considerente și pe alte criterii, din funcționarul ăsta public să răzvrătește omul politic care vrea să schimbe ceva. Vă mulțumesc mult pentru participare, domnule Emil Drăgănescu. Ne vom reîntâlni cu siguranță și mulțumesc și pentru faptul că ați răspuns uneori destul de tranșant întrebărilor. Vă doresc succes. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!